Mami, tati, vă provoc la un challenge! Astăzi va trebui să faceți tot ce facem noi ca niște copii! Adică teme? Sau să stăm pe telefoane cum stați voi toată ziua? Ia mă uiți la televizor! Sau poate Mara vrea să mergem de-a dușilea, cum face Ari! Hop! Ari merge și în picioare! Hai Ari, suntem aici, mergi! Păi unde vrei să facem acest challenge, Mara? Teo, Bri, acasă? Nu! Astăzi va trebui să vă jucați jocurile noastre! Vreau să sărim în trambulină! În trambulină? Noi? Mami! Nu săriți pe trambulină! Săriți pe trambuline! Așa e! Pe vremea noastră săream coarda și elasticul! Păi facem un fel următor! Noi vom face jocurile copilăriei lor actuale și fetele vor face jocurile pe care le-am avut noi în copilărie. Sunteți de acord? Da! Cu ce începem? Cu jocurile copilăriei noastre mă duc să duc coarda! No! Mergem la trambuline! Of, mergem la trambuline! Hai! Jocurile copilăriei noastre puteau fi făcute fără deplasare și fără telefoane. Da, și pe vremea noastră nu era traficul care e acum. Da, tati, pentru că atunci, deși aveam mașină, aia era folosită numai când ne duceam la bunici. Mergeam cu mijloacele de transport în comun, de aceea nu era trafic. Așa e, mami. Spre exemplu, noi nu aveam mașină și tot cu mijloacele de transport în comun mergeam la bunici. Cu trenul. Tren, tramvai, autobuze, de toate foloseam. Noi am fost doar o dată cu trenul, până la Cluj și înapoi de la Bacău și de mai multe ori cu avionul. Așa e. Atunci propun să facem și asta pe lista de activități. Să ne plimbăm cu tramvaiul, mijlocul de transport al copilăriei noastre. Perfect, pentru că și noi ne plimbăm cu mașina, mijlocul fetelor de transport actual. Nu mai zic de avion, cât am mers cu el și mie mi-e teamă și nici nu se punea problema pe vremea copilăriei noastre să călătorim cu așa ceva. Mijloc de transport pentru copii din vremurile actuale datează din vremurile străveche ale copilăriei noastre. Nu acesta. Ariana, abia așteaptă să mergem. Zici că a fost la închisoare și acum vrea să fie liberă. Hai, Ariuca, hai. Dar pe cine avem noi aici? O prințesă rujată. Adică eu. E rujată, dar vrea cu căruciorul. Pe vremea noastră, copiii de vârsta ei nu mai aveau nevoie de așa ceva. Tati, nu mai zice că poate ca să faci lucrurile cum le fac ele, te urcă și pe tine în cărucior. Așa că... Mai bine să nu te audă fetele. Jos! Telefon! Pe vremea voastră, surioara mare avea grijă de surioara mică. Întocmai cu cheia la gât, cu părinții la serviciu, nici nu știți voi ce copilărie am trăit noi. Nu erau nici atâtea pericole, dar nici părinții nu pot să zic că erau atât de... Atenți! Atenți să supravegheze copilul la tot pas, cum e în zilele noastre. Așa e, noi ieșeam în fața blocului la joacă fără supravegherea părinților. Pe când astăzi noi nu ne lăsăm copiii singuri. Mergem la trambuline să vedem ce vor fetele și în ce vor să ne bage. Brățărele! Mara? Eu? Brățărică! Mă urmează și Teo. 40 poartă ea. 40 mai mult de 40. Șosețele! Pentru Teo! Și tati. Și eu, sar. Tati, pe vremea voastră erau și acest fel de activități? Eu nu mi-aduc aminte nici măcar să fi avut trambuline. Noi aveam cu totul alte jocuri. Vă povestesc imediat. Aș vrea să văd ce jocuri aveți, dar nu acum, mai încolo. Acum vreau să ne ridicăm în felul nostru. Tati, ridică-mă! Hai, Bri, că sunt și scări. Opa! Sărim! Tati, tati! Și eu, sar! Hai, Briana, hopa! Mara, hai acolo să picăm un burec! Ne zi eu, fetelor! Tati, și pe vremea era unul de-astea! Eu nu cred! Distracție la maxim! Și mai sunt pe vână! Nu-i așa greu. E un cilindru pe un ax. Nu stă locului deloc.
Clara, trișează! Nu! Tot ai căzut! Sven, distracție pe vremea noastră! Și pe vremea mea era distracție, doar că la alt nivel. Aceasta este cea mai elastică de OR-ul meu! Stai să fac un salt! 3, 2, 1, salt! Bravo! Să vedem și pe Mara! Hai Mara! 3, 2, 1 și... Un like! Și pe spate! Dacă vă place, dați un mare like! Bravo, Mara! Bravo, Bri! Iar acum, ca distracția să fie la maxim, în vremurile copilăriei lor, jucăm fotbal! Dar... Face roata! Oh, încearcă și tu, Dati! Doar așa să iau cu piciorul? E asta! Nu, Dati, să iei picioarele de pe podea! Uite, așa! Nu știu dacă e bine, nu cred că mă ține! Dar încerc! Nu e pentru mine! Cum nu, Dati? Fetelor, cred că se joacă cu mâinile goale. S-ar putea. Și aici e poarta. Gol! Și. Hai, Mara, să ieși la poarta aia, la asta. Acolo trebuie să dau eu. Hai, Mara, hai! Hai, Mara, hai! Și... Gol! Energie! Bravo! Bate! Mara n-a uitat gimnastica și nu cred că o va uita niciodată. Cu siguranță nu o voi uita niciodată, deoarece gimnastica e din inima mea. Asta este cea mai groasă bărnă care există. Teo, vino și vă roata! Martine, o poți pe brisă, poate ai slota? Nu astăzi, data viitoare! Mara, încă o dată! Nu. Opa! Și acum, basket! Și eu! Hai, Bri! Pentru a reuși, cu mingea în coș, trebuie să sărim! Hai, Bri! Wow! Bravo, Bri! Încearcă, tati, spatele! Tati, pe vremea voastră era sportul acesta? Cu siguranță era și vreau să te văd și pe tine. Cât de bună ești? Păi aici, pentru că coșul de basket este mai jos. Păi atunci, bravo! Prima! Și pauză de apă. Și pe vremea noastră se la pauză. Pauză de la joacă. Apă plată. Dehidratează. Și este bună pentru sport. Este bună să am energie ca să pot sări în continuare. Ei! Hai, Bri! La groapa cu bureți! Eu mă urc! Teo e sus! Și cea mai mare săritură a Brianei! 3, 2, 1, și... Hai, Mara! Vom face un traseu! Și mai putut, Mara! Cum a fost distracția, părinte copil, la trambuline? Fain! Cine a făcut mai multe salturi, Bri sau Tati? Eu zic că eu am făcut mai multe, sau mai bine zis, nici măcar eu. Mara a făcut cele mai multe. Dar Teo? Teo a făcut roata. În trambulină? Da. Și a fost super, s-au distrat la maxim fetele. Ele încă au mai rămas. Cred că ar trebui să facă program de jumătate de oră pentru cei ca tine, Tati, și ca Bri. Da.
Pe vremea voastră erau centre comerciale de genul. Pe vremea noastră erau doar piețele. Și un singur magazin cu scări rulante în fiecare oraș. La Brăila era Dunărea. La Bacău era Luceafărul. La Oradea era Crișul. Scrieți-ne în comentarii cei care știți cum se numea mall-ul de pe vremuri în localitatea de unde sunteți. În orașul de unde sunteți. Noi mai aveam și Romarta la Brăila. Tati, nu era mall. Erau mai multe magazine, să zicem, la un loc. Magazine de haine, un centru plastic și nu foarte multe alte lucruri. Magazinul muzica și cam atât. Mami, ăstea erau pe vremea voastră? Eu zic că da. Erau, dar nu așa. Aveau un fir lung și deasupra o plasă de curent electric. Așa erau activate. Am prins și noi așa, dar la bă... Hai, nu acum să mâncăm întâi. Pizza, ca pe vremea voastră. Am ajuns la bowling. Pe vremea noastră doar adulții jucau bowling. Și noi ne doream să jucăm, numai că nu aveam aceste grilaje special făcute pentru copii, ca mingile să nu se ducă în șanțurile laterale. E foarte tare, Liza, șat cafe. Ia uitați. Eu sunt prima. Apoi eu. Iar eu sunt Cristian. Are numele pe anul. Nu e adevărat. Într-adevăr, am ajuns la OSC, unde sunt multe piste de bowling, pe care le vom proba acum. Să luăm. Ai răbdare, Bri, rândul tău e acolo, după Mara și Teo. Eu sunt prima la pista mea. 3, 2, 1, fi. Am dat doar câteva. 7 scrie, noroc cu ghidajele, că altfel nici gând nu dădeai nici măcar una. Trebuie să fiți atenți la linie, să nu călcați. 3, 2, 1 și... Wow, Mara, dacă fac scritura asta, a fost mai corectă. Ai dărâmat una, pe bune! E rândul meu. Dar și al meu. Wow, ce greu e bila asta. Câte kilograme are? Uite-o. 15. Nu e de mine. În 3, 2, 1. E mai bine decât Mara. Pe ea au ajutat-o barele. Tu nu te-ai folosit de ele. Bate! Acum e rândul tău. Să te vedem. Să vedem. Oare voi reuși să dărâm bruna? Eu nu am grilaje din acestea. În șanț, în concertare. Acum, iarăși rândul meu. Ce mișcare! Ce direcție! Ce-a căsătura? La Briana niciuna. Acum să încerc și eu. Voi reuși să adun punctajul cel mai mare? Ce ziceți? Scrieți-mi în comentarii și veniți cu mare like de susținere pentru mine. Nici prea grea, nici prea ușoară. 6 kg. Nici prea grea, nici prea ușoară, 6 kg e aproape cea mai ușoară, nici nu știu dacă există de 5. Nu! E cea mai ușoară! Da. Eu vreau să încerc așa. 3, 2, 1, strike! Una a mai rămas! Eu nu pot să cred. Păi mă bate tati mare. Și Bria a dat, wow! Se duce, camelul! Eu mai am o bilă, sper să reușesc. Cea de 7 kg. Fixăm bine. Și 3, 2, 1. N-am am noroc, dar va reuși Mara, poate. Tati, tu gândește-te, ție ți-a mai rămas una? Eu am dărâmat doar una. Înseamnă că eu sunt câștigător. Hai să vedem ce alte lucruri făceam noi în copilăria noastră și... copiii în zilele noastre. Tati, eu nu mi-aduc aminte să fi mâncat pizza la pizzerie în zilele noastre. Mai mult făcută în casă. Pe când acum, hai să facem noi ce fac ele. Mănâncă pizza în oraș. Hai că și așa mi-era foame. Pizza! Asta te odori. Wow, asta e a mea. E bună pizza. Și cea făcută de mama în casă era bună. Dar atunci, garantat, ne doream mai mult pe cea din afară. Acum... parcă aș vrea să vină mama să mai fac o pizza. Mie tot asta îmi place. Mie mi se pare că toate sunt la fel de bune. Și a bunicii și cea de la magazin. De la pizzerie. Să dau un strike.
Așa că 3, 2, 1 și... Nu cred! Era să faci ceva. Tot una mi-a rămas. Am-o deodată. Si! Asta e! Mai am o tură! Am dat atât de bine încât s-a blocat. Hai să încercăm așa. Tati, nu se dă așa. Bună, vin fetele! Mami se va juca cu briu în joc al copilăriei ei. Cine credeți că va câștiga? Eu. Eu cred că voi fi câștigătoarea, dar vom vedea. Hai, Bri! Mă învinge! Hey, gol! Pentru mami! Gol! Hai, Bri, hai, trebuie să o stigi! Oh, am primit gol! Eu am înscris două și am primit doar unul. Cum vine treaba asta? E 1-1! Și! Acestea noi. Pe vremea noastră erau niște mașinuțe care doar te dădeai în față și în spate cu ele așa. Tic, 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 tic. Om cu pise. Și pornim. Wow, mami. Și acum urmează Bri. Pornim, mami, cine-i mai bun? Nu știm, vedem acum. Dar hai, Bri, să ne vedem. Fetele vor la film și pe vremea noastră erau cinematografe, așa că o activitate de făcut împreună cu copiii. Mersul la film. Putem viziona filme și acasă, mamă. Într-adevăr, există multe rețele de streaming. Pe vremea noastră nu erau, așa că acum facem ceva ce se făcea pe vremea noastră la cinema, iar apoi vedem un film acasă de pe vremea noastră. Tramvai vechi, tramvaie noi. Încă dinozaurul? Dinozauri peste dinozauri, mișcători și furioși! Ca la Râșnov, mami! Mara, dar tu știi ce se întâmplă la Râșnov în iunie? Nu? Chiar între 21 și 23 iunie! De ziua, Adriane! Are loc festivalul Little Big Festival, care își propune să unească familiile împreună! Părinți versus copii se vor distra de minune! Vor cânta împreună, vor găti împreună, vor face slime și multe alte activități distractive. Și știți ce se va mai întâmpla la Râșnov? Vom cânta toate pe scenă! Pe aceeași scenă cu Andra Gogan, cu Smiley și mulți alți artiști. Apropo, chiar voi puteți lăsa sugestii organizatorilor la noi în comentarii. Cine vă doriți să cânte la Little Big Festival de la Râșnov? E prima ediție acum și trebuie să o facem să fie tare! Vă așteptăm în perioada 21-23 iunie 2024 la Râșnov! Din
Din ziua pleanei unde ne vom distra și vom cânta împreună cu tine. Vom avea fan meeting acolo, meet and greet special pentru voi. Vom face poze, vom da autografe, tot ce vreți voi. Și ne vom distra împreună, ne vom juca împreună. Abia aștept, va fi distracție pe cinste. Abia aștept să vedem toți fanii noștri acolo, alături de dinozauri. Și nu numai, festivalul se va desfășura pe toată suprafața Râșnovului și la cetate și peste tot. Veți vedea în curând și la ei pe site. Dinozauri, ieșiți din wow! Mami, pe vremea noastră nu vedeam dinozauri de genul, decât doar prin desenele animate și nu foarte colorate. Așa e, tati, și în cărți, în povești, tire! Mara, deja încep să semeni cu un dinozaur. Hai, să-i vedem pe toți. Așa făcea Ari când era foarte mică. Copiii, după ce se nasc, stau așa cu mânuțele. Și eu îi zicea Marianei: dinozaurul maminic. Dinozaur extraterestru. Mami chiar îi zicea Ariana extraterestru, pentru că nu arăta ca un om în prima lună de viață. Arăta ca un om, dar îmi plăcea mie să zic așa. Dinozauri peste tot în jurul nostru. Aici sunt puțin, dar la Râșnov și parcul. Treci cu dinozauri. Vă așteptăm. În număr cât mai mare, dați și voi acum like și veniți la Râșnov. Să facem poze. Dă și tu un like. Aha. Este T-Rex. Eu cred că ăla e T-Rex. Nu știm de oare ce nu scrie, dar la Râșnov scrie. Sigur, acela e cel mai mare dinozaur. Tyrannosaurus Rex. Dinozaur, Vă așteptăm în iunie 21-23 la Dino Park Râșnov, la Little Big Festival cu Little și Big. Bigs, mami, Bigs. Very Bigs. Real. Dinozaurii au fost reali doar pe vremea lor. Long, long, long time ago. Tati, deși mi-e frică de înălțime, de dragul copiilor, mă voi urca și eu pe dinozaur. Are cum să-i face? Nu pot să cred! Distracție! Și la Râșnov te poți urca pe dinozaur. Doar în Oradea. Șerpele! Oare ce-or vorbi cei doi? Cum vor comunica? Vă știți cum face șarpele? Scrieți în comentarii. Dinozaur, Mara e sus pe dinozaur! Numai cu milioane de secole în urmă! Brie pe dinozaur! Wow! Super! Cum e brie acolo sus? Ți-e frică? Hai să te dăm jos! Oare lăcustele vin din epoca dinozaurilor? Și atât de mari erau ele! Mami, cred că sunt înainte de dinozauri. Insectele au apărut primele. Da, dar așa gigantice. Mă sperie. Îți dai seama, o lăcustă să vină așa la tine și să te mănânce. Hata, hata. Hai, noroc, ne vedem la afară! Ce mic și simpatic e Dino! Wow. Ari vrea și ea pe dinozauri să facă o poze. Ari pe dinozauri, cu mic și cu mare la dinozauri. Dino, Dino, Dino. Atât de amuzanți și simpatic și drăgălați. Pare mă mănâncă. Și mie îmi plac dinozauri. Scrieți în comentarii dacă vouă vă plac dinozauri. Mai ales acesta, pentru că e așa, simpaticuț. Acum îmi plac dinozauri, că sunt așa. Nu știu dacă în epoca lor mi-ar fi plăcut atât de tare. Cred că dinozaurii erau în epoca în care erați voi copii. Pentru că și vă știți, este dinozaur. Ți-a spus vreodată copilul tău că ești un dinozaur? Demonstrează-i că nu este așa, jucându-te cu el jocuri din copilăria lui și învață-l jocuri din copilăria ta. Poți face asta la Little Big Festival din Râșnov. Mami, pe vremea voastră era vată de zahăr. Așa la borcan sau la plic. Aceasta se transformă chiar în gumă. Vreau și eu. Era pe vremea noastră, doar că era pe băț. Dar și acum mai e. În parcuri găsim și la diferite evenimente. Bâlciul și așa mai departe. Abia aștept să gust și să văd cum se transformă în gumă. Știți cum erau gumele pe vremea noastră? În afară de turbo, mai aveam gumă în formă de țigări. Vă închipuiți așa ceva? Mami, eu cred că mai sunt și acum. Doar că
se găsesc mai rar. Și în general la magazinele de cartier. Așa le găseam la Bacău. Dar asta nu cred că e un lucru bun, așa că să coborâm.